Bună ziua! Sunt Nela Mitrea și vorbim astăzi despre tornade. Denumirea tornadei vine din limba spaniolă tornar a se întoarce. Este cunoscută în America de Nord și sub numele de twister. Ce este de fapt tornada? O coloană de aer cu deplasare circulară, foarte rapidă. Are forma unei pâlnii spiralate, care poartă numele de trombă, și această pâlnie evoluează în sens invers deplasării coloanei de aer. Viteza poate depăși 300 de km pe oră. Tromba se formează dintr-un nor cumulonimbus, iar vârful pâlniei atinge suprafața Pământului, generând un vârtej nou. Atunci când se formează deasupra unei suprafețe acvatice, vorbim de trombă marină. În ce condiții se formează o tornadă? Atunci când se realizează o interacțiune între furtuna violentă de la sol și vânturile din troposfera înaltă. De regulă, pe suprafețe orizontale întinse, câmpii care se încălzesc puternic ziua. Când există nori cumulonimbus imensi, 10-20 de km lungime și până la 17 metri înălțime, iar energia furtunii se concentrează într-o zonă restrânsă de 100-200 de metri în diametru. Intensitatea tornadelor este măsurată de la 1 la 5 pe scala îmbunătățită Fujita. De aceea distingem mai multe categorii sau tipuri de tornadă, de la F0 până la F5. Tornade care s-au produs pentru că de la F6 la F12 sunt doar extinderi teoretice ale acestei scări. Intensitatea este măsurată în funcție de viteza estimată a vântului și de pagubele provocate. Evident, cele mai puternice înregistrate, cu distrugeri totale și viteze ale vântului peste 322 de km pe oră, sunt tornadele F5. Ele însă au o pondere, o frecvență mai mică în totalul tornadelor înregistrate. Cele mai frecvente sunt tornadele F0, care produc pagube mai ușoare. Tornadele au urmări în funcție de intensitatea lor, care pot fi distrugătoare. De la copaci rupți, case distruse, aveți imaginea aici unei case distruse de o tornadă F4 și localități mai extinse cu distrugeri foarte mari. Răspândirea tornadelor este strâns corelată de zonele agricole. De ce? Pentru că spuneam că suprafețele întinse, orizontale, se încing mai puternic și de asemenea permit desfășurarea, deplasarea rapidă a tornadei. Din păcate, acestea sunt și zonele agricole cele mai importante ale terei. Observați în Europa, în Africa mai puțin, pentru că și relieful în Africa este mai înalt, Australia, America de Sud, câmpia La Plata, dar iată, cele mai frecvente de departe sunt înregistrate în Statele Unite ale Americii. Între 800 și 1300 de tornade pe an, din care 20% sunt de intensitate F4 sau F5. Și pentru că vrem să fim deștepți în orice situație, vom folosi totdeauna corect termenii. Nu vom numi niciodată tornadă o tubă. Tuba este un vârtej de aer care se formează din vapor de apă, dar nu atinge, după cum vedeți în această imagine, niciodată suprafața terestră. Este un fenomen destul de des întâlnit, dar este inofensiv. De asemenea, vârtejul de praf sau de apă nu este nici acesta tornadă. Observați că cerul este senin și lipsesc norii de furtună.
este indicat să nu folosim niciodată cuvântul mini-tornadă, pentru că nu există și nici nu corespunde vreunui fenomen meteorologic. Până la următoarea noastră întâlnire, fii conectat și observă mediul în care trăiești. La revedere!